Ateliere de pictură, yoga, exercițiu fizic, dans, cor și multe alte activități destinate seniorilor din sectorul 6 al capitalei. Un astfel de spațiu în care seniorii bucureșteni sunt tratați cu multă căldură este Centrul Seniorilor Mihail Sadoveanu din sectorul 6, Drumul Taberei. La acest centru am venit inițial pentru jocul de șah. Aveam nevoie de niște parteneri unde să jucăm într-un cadru civilizat, încălzit, aer condiționat, deci toate serviciile acestea fiind oferite de centru. Dar pe măsură ce noi am participat zi de zi la acțiuni, am descoperit și noi activități în care am fost sprijiniți. E un timp câștigat pentru că ai ocazia să cunoști oameni diversi, cu diverse preocupări. În afara paletei largi de activități pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 6 o oferă seniorilor, există și grija pentru sănătatea lor, cea din urmă s-a materializat prin programul SAFE, aplicat la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie din subordinea primăriei sectorului 6 din capitală, care este finanțat prin programul Provocări în Sănătatea Publică la nivel european. Recomand oricărui om care ar avea nevoie de o asistență medicală de specialitate să meargă la acest centru de sănătate, unde va beneficia de servicii de excelență. Înscrierile la acest centru de sănătate de excelență pot fi făcute foarte ușor la numărul de telefon 021 9970. Clinica în principal se adresează tuturor pacienților, însă prin programul SAFE includem și pacienții din mediile defavorizate. Acestea cuprind următoarele categorii: pacienți vârstnici și pacienții cu dizabilități, pacienții fără adăpost din minoritatea romă, persoane cu venituri scăzute sau chiar fără venituri neasigurate. Prin acest proiect încercăm să îi ajutăm pe acești pacienți cu un consult de medicină internă care cuprinde o discuție cu pacientul, examenul clinic, măsurarea constantelor vitale, tensiune, puls, glicemie, iar în funcție de patologiile pacientului sau ceea ce descoperim nou în camera, în cabinet, putem să-i recomandăm mai departe investigații ulterioare și tratament.